Salutare tuturor! Astăzi o să vă arăt cum se fac cele mai rapide și gustoase plăcințele cu brânză și verdeaț. Pentru asta o să avem nevoie de mărari, ceapă verde, brânză de vaci, lavaș, smântână și ouă. Mai întâi de toate vom tăia verdeața mărunt. În verdeață adăugăm brânza. Un ou. Sare. Și amestecăm bine. Într-o farfurie spargem două ouă. Punem sare, le batem bine după ce am zbătut ouăle, adăugăm smântâna și amestecăm bine. Punem deoparte și ne apucăm de făcut plăcintele. Lavașul, eu o să văd acum cam cât este el de mare. Două. Eu l-am împărțit în 4 părți. Punem brânza. Așa, punem în tavă. Puteți să le faceți și alte forme. Nu e neapărat așa cum am făcut eu. Forma o ungeți cu puțin ulei, așa la fund. După ce am aranjat plăcintele în tavă, turnăm ouăle cu smântână peste ele, așa să le acoperim bine. Le dăm la cuptor pentru 15-20 de minute. O să vedeți deja când se va face așa o culoare frumoasă, rumeoară. Eu le dau la 200 de grade. Plăcinta noastră este gata. O să gustăm plăcințica. Să aveți poftă!